Deci noi putem să construim penitenciare noi și dacă nu avem o politică penală coerentă, penitenciarele acelea noi se vor umple și vom fi tot timpul în aceeași situație. Și eu am mai spus că o măsură alternativă la suprapopulare, dar nu numai, este și consolidarea sistemului de probațiune. Asta spune nou cod de procedură penală, o nouă filozofie și aici trebuie să lucrăm destul de mult. Dacă mă întrebați ce am făcut, am făcut un temei legal pentru ca sistemul de probațiune să primească 565 de posturi noi, pe care trebuia de altfel să le primească în ultimii 3 ani și nu le-a primit.